Timișoara a avut șansa să fie vizita lui Gheorghe Iudeș. Strada Dragalina era bombardată. Gara n-a fost complet distrusă, numai parțial. S-a făcut un detaliu de sistematizare, așa se chema, cu blocurile cum sunt acum. Trimitem la București soluția și Bucureștiul ne respinge și spune să făcuse primul cartier în București, Ferentari. Ne trimite așa o schiță, zice, faceți ca în Ferentari. Și am spus, nu se potrivește cu ținuta orașului. Exact atunci când ne-a fost respins, a fost vizita lui Gheorghe Iudeș. Și am făcut două machete, una așa cum cu Ferentari și una cum e acum. Și Gheorghe Iudeș se uită la cele două machete și ia macheta ca în Ferentari și spune, uite, dacă îți place asta, ia-o. Lasă-i pe ei să facă așa cum vor. Foarte interesant că mama, cum își făcea temele și studia foarte mult înainte de a propune ceva, a descoperit că a existat un parc aici. Era, bineînțeles, un început, a făcut eforturi să fie, din punct de vedere științific, un parc botanic. Și a dat soare în țară și s-au adus foarte multe semințe și plante exotice pe vremea aia. Este singura grădină din țară care are un arhitect. Se vede prin traseul aleilor, se vede prin concepția generală față de cea din Cluj sau cea din București, unde are niște alei trasate de botaniști.